Dragii mei, aș vrea în această seară să stăm lângă Sfântul Cuvânt al Domnului și zic din nou să facă Domnul să ne fie cuvântul de folos. Amen. Am stat odată de vorbă cu o femeie care era hotărâtă să facă botezul. Mi-a spus că vrea să se boteze. Și sigur că am întrebat-o. De ce vreți să vă botezați? Întrebarea mea a pus-o într-o derută. Am văzut că nu prea știe ce să-mi răspundă și am vrut să o ajut. Am zis, Doamnă, aveți cumva păcate? Și mi-a răspuns cu multă seninătate. Nu. Bineînțeles că răspunsul ei m-a bulversat de-a dreptul. Și atunci, am zis, cum nu aveți păcate? Nu s-a întâmplat vreodată în viața dumneavoastră, avea deja o vârstă respectabilă? Nu s-a întâmplat în viața dumneavoastră să rostiți vreo minciună? Și mi-a răspuns tot cu seninătate. Apoi, ba da, așa, ca toți oamenii. Am stat și am zis, Doamne, ce știu oamenii despre păcat? Bieții de ei, în mare parte, bieții oameni, nu înțeleg ce e păcatul. Nu înțeleg cât de grav este păcatul. Și în această seară, dragii mei, aș vrea să vă pun înainte o istorie a Scripturii care ne arată că păcatul este de o gravitate excepțională înaintea lui Dumnezeu. Nu este nimic mai grav decât păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și vă zice cineva, frate Nelu, dar și păcatele mici sunt grave. Vreau să vă dau un exemplu. În care vrem să înrădăcinăm mesajul din această seară poporul lui Israel, odată ce a intrat în țara promisă, a ajuns în fața zidurilor înalte ale Erihonului. Și acolo, în fața zidurilor Erihonului, Domnul le-a spus, lăsați că eu lupt pentru voi. Și știți ce le-a spus Domnul? Voi nu trebuie decât să înconjurați cetatea și trebuie la un moment dat să scoateți strigăte de biruință. Și așa au făcut. Au căzut zidurile. Însă Dumnezeu le-a dat porunca aceasta și a zis: aveți grijă, odată ce veți cuceri erihonul, feriți-vă, feriți-vă, să nu cumva să luați din ceea ce este sortit pieirii. Să nu puneți mâna pe nimic din ce este acolo. A fost însă un om în poporul lui Dumnezeu, un om cu numele Acan. Care a văzut o pradă mare, a văzut atâta bogăție în Ierihon și a zis în sinea lui E chiar așa o mare greșeală din bogăția asta multă, din tot ce este aici Să-mi iau și eu o placă de aur Să-mi iau niște argint Și o manta frumoasă de șinear Că ce se vede din atât de mare bogăție cât e aici? Și omul acesta a luat aurul, a luat argintul, a luat mantaua de șinear și le-a ascuns în cortul lui, în pământ, asăpat, a săpat și le-a ascuns în pământ, acolo în cortul lui. Numai că, atenție, Acan și-a zis în sinea lui, nu m-a văzut nimeni. Nu știe nimeni. Poate eu, poate cei din casa mea, dar altcineva nu știe. Însă cel ce vede toate lucrurile este Dumnezeu. Amin. Știți ce s-a întâmplat? Poporul Israel, plin de bucuria biruinței, au stat în fața unei cetăți mici cu numele AI. Și în fața acestei cetăți, după ce au iscodit cetatea, s-au uitat ce e pe acolo, au venit, s-au înțeles iscoadele cu Iosua și au zis, nici nu trebuie să ne deranjăm tare. Cetatea aia e o cetate mică. Nici nu trebuie să facem eforturi mari. Un număr mic de oameni, două, trei mii de oameni, vor rezolva problema. Numai că s-a întâmplat un mare necaz. Au pornit foarte sigur la bătălie împotriva cetății ai, dar spune scriptura că au trebuit să întoarcă spatele și să fugă repede. Și au murit 36 de oameni din poporul lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat cu Iosua? Era necăjit din cale afară și la un moment dat a stat înaintea Domnului și a zis, Doamne, ce faci cu noi? Doamne, de ce ne lași? Doamne, de ce să fim de jocura popoarelor din jur? Doamne, ai uitat de noi? Doamne, e vorba despre onoarea ta? Și Dumnezeu i-a vorbit și a zis, poporul a păcătuit. Vreau să vă spun astăzi că păcatul pe care noi de multe ori îl considerăm a fi așa, o nimica toată, aduce nespus de mari pagube în viața noastră spirituală, nespus de mari pagube. Poate vom zice, bine dar nu păcate mari, frățenelu. E vorba de câte un păcățel. Ce ziceți? Dacă mergeți cu mașina, cei ce aveți mașină, conduceți mașina, mergeți la mecanic și mecanicul numai un șurub care ține motorul acolo, să zicem. Numai pe ăla nu-l strânge. Că e doar un șurub. Care dintre dumneavoastră aveți curajul să porniți la drum fără șurubul acela? E doar un șurub. Ce zice dacă medicul care vă operează, la un moment dat zice, a, e o nimica toată, tumora asta e așa de mic aici. E doar de 2 mm Nici nu trebuie să o băgăm în seamă Ce părere aveți de un astfel de doctor? Sau altfel Ce-ați zice dacă șeful dumneavoastră la servici Așa Să zicem îi scapă să pună un zero la salari Acolo, numai un zero Vă face bine? Nu ei bine, dragii mei, ceea ce aș vrea să înțelegem este că sunt lucruri mici. Păcate mici, păcățele, cum le mai dezmierdăm noi, dar care pot să facă o pagubă nespus de mare în viața noastră spirituală. Avem noi românii un proverb, înțelept proverb, toate proverbele sunt înțelepte în felul lor. Și proverbul acesta zice așa, buturuga Auzi, buturuga mică răstornă carul mare. Dragii mei, tocmai despre o astfel de buturugă mică vrem să vorbim în această seară. Buturugă mică pe care o consideră unică nu e mare lucru. Apoi așa și eu, ca toți oamenii. Dragii mei, vreau în această seară să reiau proclamarea pe care o făcea fratele Doru Hriscu aici și să zic, Dumnezeu este sfânt. Amin. Dar mai zic o dată, Dumnezeu este sfânt. Amin. Și mai zic și a treia oară, Dumnezeu este sfânt. Amin. Și dacă pe Dumnezeu îl deranjează ceva, îl deranjează păcatul. Da, păcatul. Chiar dacă e mic. spiritualmente vorbind, lucrurile mici, păcatele mici pot să aducă adevărate catastrofe în viața noastră spirituală. Dragii mei, nu întâmplător Dumnezeu când a vorbit cu Iosua și a spus ce are de făcut în dreptul cetății Erihon, în Iosua 6 cu 18, Uitați-vă cum începe Dumnezeu să spună lui Iosua și prin el poporului lui Israel: Feriți-vă! Haideți să zicem toți cuvântul ăsta: Feriți-vă! Ce înseamnă să te ferești? Cu alte cuvinte, când zice ferește-te, trebuie să o iei la distanță. Trebuie să apuci altă direcție. Dacă mergeți pe un trotuar pe care vedeți o placă mare pe care scrie feriți-vă, sus sunt construcții. Ce faceți ca oameni înțelepți? Așa. Căutați trotuarul celălalt, nu-i așa? Căutați celălalt trotuar, încercați să ocoliți, să vă duceți pe altă parte. Dragii mei, când este vorba despre păcat, Dumnezeu zice în dreptul fiecăruia dintre noi, feriți-vă! Doamne, dă-ne înțelepciune. Ceea ce Acan a considerat că este o nimica toată, o chestiune neînsemnată, în ochii Domnului a însemnat așa de mult. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri. Ne uităm la păcatul acesta mic, care a adus un adevărat dezastru pentru poporul lui Dumnezeu, care a adus pagube umane în poporul lui Dumnezeu și a adus pagube spirituale în poporul lui Dumnezeu. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri în această seară. În primul rând aș vrea să spun, noi ca oameni greșim atunci când acționăm pe baza unor simple presupuneri. Aici e marea noastră problemă. Ne bizuim tare pe ceea ce presupunem noi. Viața de credință, vreau să o spun tare și răspicat în această seară, viața de credință nu se bazează pe presupuneri. Viața de credință se bazează pe ce a zis Domnul. Și atunci când noi presupunem câte ceva, s-ar putea să ne trezim că presupunerile noastre ne duc la un adevărat dezastru. Am citit. O, istor, o, o istorioare interesantă, ciudată în felul ei, despre un om care lucra la cineva acasă, îi punea mochetă pe jos. Lipea mocheta și știți că asta trebuie lipit, așa să nu rămână valuri. A lucrat omul ce a lucrat, ăsta era fumător, lucrătorul cu mocheta. Și după ce a lucrat, a terminat oarecum de pus mocheta. Își bagă mâna în buzunar să-și caute țigările. Și țigările nu -s. Oh, s-a uitat în jur, ce să facă, bietul om. Și la un moment dat, vede mocheta într-un loc, așa un pic mai umflată. Și a zis, vai, am lăsat țigările sub mocheta, acum am lipit tot, ce să mai fac? S-a dus și știi ce a făcut? Cu piciorul a călcat, a încercat să niveleze bine acolo, să niveleze bine. Și imediat după aceea se întoarce și își vede între scule pachetul de țigări. Dar în același timp intră copilul proprietarului și zice, nu mi-ați văzut cumva hamsterul? Presupuneri! Câteodată presupunem, dar în viața de credință nu se merge cu presupuneri. Vă rog să mă ascultați! Bietul Iosua. Când s-a apropiat de cetatea Ai, el a presupus că succesele din trecut, succesul pe care l-a avut cândva la cetatea Erihon, îi va garanta succesul și în fața cetății Ai. Dar asta era doar o presupunere. Ascultați-mă bine. De l-ar fi întrebat Iosua pe Domnul și ar fi zis, Domne, Mulțumim ție că am cucerit Erihonul, acum spune-ne ce să facem în fața cetății ai. Dumnezeu i-ar fi spus, nu faceți nimic că ați făcut bocăne la Erihon, rezolvați problemele acolo. Dar nu l-a mai întrebat pe Domnul. Ce a zis eu să presupun că n-are rost să luăm decât 2-3 mii de oameni. Cu ei să ne ducem la cetatea ai. Presupun că e destul atâta. Dragii mei, când presupunem că succesele din trecut ne garantează și succesele din viitor, ne înșelăm amarnic. Ascultați-mă bine. Dumnezeu e bun și ne binecuvântă. Și eu zic și aleluia. Amen. El ne binecuvântă. Dar atenție să nu crezi cumva că dacă Domnul te-a binecuvântat ieri, iar tu trăiești cum vrei tu, te va binecuvânta neapărat și mâine. Să nu crezi că succesul pe care l-ai avut cândva E neapărat o garanție a spiritualității tale Așa cum stătea cineva cu mine de vorbă Și voia să mă arate că el e bine cu Dumnezeu Zicea, cifra mea de afaceri demonstrează S-am zis, frate, frate Lasă-mă cu cifra de afaceri Dragii mei, aș vrea să măsurăm binecuvântările lui Dumnezeu, nu omenește, ci să le măsurăm dumnezeiește. Amin. Bietul Iosua s-a bizuit pe logica lui umană. A presupus, însă atunci când ne bazăm viața de credință pe presupuneri, putem să greșim amarnic. Când ne bizuim pe ceea ce gândim noi, nu pe ceea ce spune Domnul, greșim amarnic. Și câteodată, Dumnezeu ne lasă. Că a stat Iosua săracul și cât și-a bătut capul și a zis, Doamne, de ce ne-ai lăsat de rușine? De ce ai făcut asta? Am stat și m-am gândit și am zis, o, Doamne, de n-ar fi avut Iosua înfrângerea de la ei, înfrângerea aceea rușinoasă, era el cu fața la pământ, cum îl găsim? De la versetul 7 începând nou. Câteodată ne îngăduie Domnul necazuri, în ascultați bine. Câteodată Domnul Domnului e dor să ne mai audă. Domnului îi place să ne audă. Și câteodată Domnul îngăduie situații neplăcute pentru noi, pe care ni le creiem singuri, pentru că noi presupunem că. Zic încă o dată, viața de credință nu e presupunere, ci viața de credință e credință. Bizuire pe ce a spus Dumnezeu. Asta a presupus Acan, Iosua. Uitați-vă ce a presupus Acan. Acan a presupus că păcatul lui e numai problema lui, nu e altuia. O, cât presupun așa. Sunt atâția care vin și zic, dai problema mea. Încă dacă îl mai ei la întrebări și zici, frate, am auzit că uh, tu trăiești așa și așa. Păi de -a ce? E problema mea, frate. Oare? Oare chiar așa -i? Acan a presupus că păcatul e numai problema lui și nu e altuia. Numai că știți ce ne spune Scriptura? 36 de familii au rămas îndoliate. După aia, Acan și cei din familia lui, complicii care știau unde a ascuns el, toți aceștia au trebuit să piară. Crezi că păcatul E numai problema ta? Dragii mei, când cineva păcătuiește, să știți că păcatul acela infectează totul în jur. Infectează totul în jur. Nu știu, suntem diferiți ca oameni. Dar mai au în considerare pe mine dacă într-o cană de lapte pe care l bea cu multă bucurie, îmi place laptele. Dacă în cana mea de lapte s-ar înneca o muscă. Știți cum aș considera eu laptele acela? Da, e numai o muscă. Laptele acela e bun de dat la lăbuș, Nu? Dragii mei, aș vrea să înțelegem că păcatul infectează în jur și presupunerea că păcatul e problema ta personală e o mare înșelăciune. Știi că din cauza unui păcat a suferit întreg poporul lui Dumnezeu? Păcatul acesta al lui Acan pe care Acan a presupus că e o chestiune personală, că e un păcat mic. Aș vrea să spun cu toată seriozitatea un lucru și aș vrea să fiu bineînțeles de toți cei prezenți în Biserica Poarta Cerului. Trăirea în păcat a unuia singur din poporul lui Dumnezeu afectează întreaga biserică. Și poate că ziceți, de ce se iau măsuri disciplinare? De ce îl oprește fratele pe ăla să mai slujească? De ce îl oprește pe cutare să uh, participe la toate cele ale bisericii? Știți de ce? Pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Un măr stricat, într-o ladă de mere frumoase, le strică pe toate. Vine diavolul și îți spune, păcatul e treaba ta, asta e problema ta. E minciuna diavolului, dragul meu. Păcatul nu e numai treaba ta. Din cauza păcatului tău, Suferă soția ta, suferă copiii tăi, din cauza păcatului tău suferă biserica, suferă alții în jur. Încă n-a mai fost păcat pentru care să, care să nu aibă implicații și la cei din jur. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi și veți vedea, păcatul are implicații. Nu ne place asta, dar aceasta este o realitate tristă. Diavolul te va minți și îți va spune... Păcatul e doar problema ta? Nu, categoric nu. Păcatul este un lucru urât de Dumnezeu, un lucru pe care Dumnezeu îl îndepărtează, un lucru pe care Dumnezeu îl nimicește și îl pedepsește. Uitați-vă, Iosu a presupus, Acan a presupus. Uitați-vă, conducătorii lui Israel, Iosua și ceilalți conducători, la un moment dat au presupus că Dumnezeu e răuvoitor cu ei. Au stat înaintea Domnului și au zis, Doamne, dar acum de ce ne lași? Ne-ai dat biruință la Erihon și acum ne lași de rușine pe noi, care deja suntem cineva pe aici. Și au presupus că Dumnezeu e răuvoitor. Ei bine, frații și surori, iubiți prieteni, vă spun tare și răspicat astăzi, Dumnezeu nu e niciodată răuvoitor. El e binevoitor. Însă atunci când oamenii umblă pe bază de presupuneri, când oamenii își trăiesc viața pe baza presupunerilor, ajung să se îndoiască de credincioșia lui Dumnezeu. Și eu mai proclam o dată și zic, Dumnezeu este credincios, să i fie numele. El este totdeauna credincios. E o greșeală să trăim pe baza unor presupuneri și presupunerile ne vor putea îndepărta de Dumnezeu și de împlinirea voiei lui Dumnezeu. Vreau în această seară să vă chem să ne trăim viața pe baza a ceea ce spune Dumnezeu. Doamne ajută-ne! De asemenea, voi mai spune în această seară că greșim și atunci când nu luăm în calcul consecințele păcatului. Bietul Acan și bieții oameni care păcătuiesc în mod premeditat. Știți ce fac bieții de ei? Se uită la zâmbetul acesta fals al păcatului. Eram uh, al alter dacă nu greșesc, într-un magazin. Stăteam la casă și am văzut ce scria în fața casierei. Am văzut așa. Uită-te drept în ochii clientului. Zâmbește-i și spune-i așa, așa, așa. Sunt instrucțiuni comerciale. Știți dumneavoastră că și diavolul se pricepe să facă comerț. Își vinde marfa. Eh, o placă de aur, un pic de argint, o mantă de șinear, și așa de frumos îți zâmbește păcatul. Însă, vai de bucuria pe care ți-o aduce păcatul, vai de bucuria aceea. Am stat și m-am gândit la Acan, când am luat în considerare acest pasaj din Scriptură, am stat și m-am gândit la Acan. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți familiarizați cu istoria. Cât timp a purtat acan mantaua de șinear. Câte zile. Da, aurul acela, uh, ce și-a făcut pe contravaloarea lui? Mormânt? Da. Mormânt? Dragi mei, Mă gândesc la bietul Acan, cum a fost înșelat de păcat. Poate că nu era niciunul dintre ceilalți soldați în jur, când a văzut el mantaua de șinear, placa de aur și argintul, s-a uitat în jur și a zis, nu mă vede nimeni, le iau. Și cine va fi ca mine? Că se termină și războiul și după aceea să-l vezi pe Acan. Cum voi ieși eu în mantaua de șinear, să mă plim printre oameni. Cum îmi voi face eu la casă cu tare și cu tare lucru. Însă zic iarăși, păcatul promite mult, nu-ți dă însă nimic, nimic. Nu-ți dă nimic, adică îți dă o sândă, o sândă, atât. Mă gândesc la Acan. Când Iosua a venit, după ce s-a rugat Domnului, a venit în fața poporului și a zis, poporul lui Israel, mi-a vorbit Domnul. Și Domnul mi-a zis că poporul a păcătuit. Adunați-vă pe seminții, pentru că trebuie să tragem la sorți. Vom trage la sorți pe seminții, vom trage la sorți pe familii, vom trage la sorți pe case și vom vedea ce se întâmplă. Ia imaginați-vă, dumneavoastră, pe bietul Acan. Când dintr-o dată sorțul a căzut pe seminția lui, da, 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 da. a căzut sorțul pe seminția lui și se mai trage odată sorțul și cade pe casa lui. Wow! Vă imaginați ce a simțit Acan? Trage și iese pe familia lui. Și mai trage odată sorțul și iese pe casa lui și mai era doar a patra etapă a tragerii la sorți. Ați luat în considerare emoțiile lui Acan? Asta face păcatul. Îți dă bătăi de cap, îți dă stres, îți dă necaz, îți ia pacea, îți ia bucuria lucrurile atât de dorite de Acan i-au adus moartea. Spunând că odată greșim când nu luăm în calcul consecințele păcatului. Știți ce spune apostolul Pavel? Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă batjocorit! Și apoi adaugă, ce seamănă omul? Foarte interesant. Câteodată semănăm și semănăm și semănăm, dar nu ne gândim că unde semănăm și crește ceva. Urmează sezonul culesului. Greșim când nu luăm în calcul consecințele păcatului și, ca să fiu mai specific, greșim atunci când gândim că păcatul nu e mare lucru. Eu buturugă așa de mică. Nu e așa de mare lucru. Poate că. A zis Acan: Nimeni nu va observa. Și așa zic cei ce fac păcate. Nimeni nu va observa. Ci începea doar să viseze frumos. Domnul Acan, îmbrăcat în manta și near. Știți ce am mai observat uitându-mă în scriptură? Că Acan nici măcar nu era sărac. Uitați-vă la versetul 24 din capitolul 7. Zice, Iosua și tot Israelul împreună cu el au luat pe Acan fiul lui Zerah, argintul, mantaua, placa de aur, pe fiii și fiicele lui Acan și atenție, boi lui avea boi. Boi, plural. Boi lui, măgarii și ăștia sunt tot plural. Oile, tot plural. Ăsta nu era sărac? Și atunci, ce-l făcu pe Acan să recurgă la păcat? Ceea ce-i face pe toți oamenii. Nu nevoia. Nu nevoia că vin unii să se scuze când fac păcatul. Nevoia m-a împins, frate. Nu nevoia. Pofta păcătoasă, aceasta împinge pe om spre păcat. Înțelegem în această seară fiecare dintre noi că bietul Acan, el săracul a zis, nu e mare lucru. Da, pentru Acan nu e mare lucru, a zis el, dar pentru Dumnezeu era un lucru foarte mare. Vă gândiți cât e de sensibil Dumnezeu la păcat? Poporul acela care se număra cu miile, cu zecile de mii, cu sutele de mii, cu milioanele, stă pe loc și suferă pentru că s-a făcut un păcat în Israel. Dragii mei, greșim de asemenea atunci când credem că ne putem ascunde păcatele. Mi-l imaginez pe Acan cu mantaua, cu placa, cu argintul repede la el în cort. Și când a ajuns în cort, uf, a răsuflat ușurat, a zis aduceți-mi repede hârlețul, aduceți-mi uneltele, sapa, fac groapă, am făcut groapa, am pus tot în groapă, încă mi-am mai tras și mobila peste. Să nu se vadă nimic. Și a zis în sinea lui, am ascuns. Nu va vedea nimeni. Nu va ști nimeni. Însă, dragii mei, vreau să vă spun, poate e o veste proastă pentru cineva, dar vreau să vă spun tare și răspicat, păcatul nu se poate ascunde. Alo, păcatul nu se poate ascunde uh, Cred că v-am mai spus o istorie interesantă Zice că la un moment dat uh, la o casă unde erau plecați de acasă uh, proprietarii Noaptea au venit hoții și sărea hoțul peste gard, vecinul auzi ceva gălăgie și a ieșit vecinul cu lanterna repede și a pus lanterna și îl găsește pe hoț pe gard. Și strigă, hei, hei, ce cauți acolo, ce faci acolo? La care hoțul răspunde, bat toba. Asta te stai, cum adică bat toba? Păi zice, veți auzi mâine sunetul de tobă. Da, dragii mei, cam așa face păcatul. Astăzi îți va șopti la ureche, e numai între noi, nu știe nimeni. Ascundem, nu se vede, dar mâine se vezi. Să vezi mâine cum bate tobele. Dragii mei, haideți să înțelegem, păcatul a încercat să-l ascundă și David altădată. Era isteț David, că tot vorbim despre el mult anul acesta. A zis David ce isteț sunt eu, voi ascunde păcatul, voi crea confuzie, să nu știe nimeni ce s-a întâmplat. Și la un moment dat, David a stat așa ușurat și a încrucișat brațele și a zis, am rezolvat, Batșeba este soția mea, e la mine acasă, toate lucrurile sunt rezolvate. Numai că se aude o bătaie la ușă. Cine e acolo? Prorocul Nathan, hai prorocul Nathan, că noi suntem oameni spirituali. Hai, proroc Nathan, la mine acasă, Hai să vedem ce mai ne înțelegem noi. Să vorbim despre lucruri spirituale, numai că prorocul Nathan a stat înaintea lui și a zis: Tu ești omul acela, s-a cutremurat David, l-au trecut fiorii. Tu ești omul acela. Asta face Dumnezeu când vine vremea judecății pentru păcat. Câteodată ne jucăm și tratăm superficial păcatul Frați și surori, dragi tineri prezenți astăzi aici Dumnezeu ne cheamă să trăim în neprihănire O, de-ar fi fost aminul acesta, mai amin Da, Dumnezeu ne cheamă să trăim în neprihănire Nu să cochetăm cu păcatul Nu să ne jucăm cu păcatul Greșim, dragii mei Atunci când credem că putem să ascundem păcatul Și unii caută să-l ascundă prin minciună în realitate ce fac? Mai adună unul. Unii caută să ascundă, să ascundă păcatul în altfel, dar în realitate toți cei ce vor să ascundă păcatul, ei de fapt mai adună peste el păcat peste păcat. Și zic să nu se vadă ăla de la bază, se vede ăla de deasupra. Dragii mei, mai spun un lucru. Greșim când uităm costul uriaș al păcatului. Știți dumneavoastră că păcatul costă? Numai că e din ăla. Cumpere acum, plătești mai târziu. Asta încurajează pe mulți. Metoda asta de plată le place multora. Cumpere acum, plătești mai târziu. Numai că diavolul vine și zâmbește cu păcatul, cu oferta lui, și uite să-ți spună că vine vremea socotelilor, vine nota de plată, vine factura și vai ce mare e factura pe care ți-o trimite. Greșim când uităm costul uriaș al păcatului. Știți dumneavoastră că pentru păcatul lui Acan am făcut o socoteală, au murit peste 40 de oameni. Pentru un păcat, un păcat al lui Acan au murit peste 40 de oameni din poporul Israel considerându-i pe cei 36 care s-au dus la cetatea Ai și apoi pe cei din familia lui. Păcatul costă, se plătește scump. Și dacă vrei să înțelegi adevăratul cost al păcatului, te chem în această seară să te uiți împreună cu mine spre Golgota. Acolo se vede clar ce scump se plătește pentru păcat. Vreau să-ți spun în această seară, dragul meu, păcatele tale, nu știu, parcă te-aș întreba, ai multe, ai puține? Dar nu asta e important. Ai unul sau ai douăzeci? Nu asta este important. Ai păcat mic sau păcat mare? Nu asta este important. Știi ce e important? Să înțelegi că păcatul este o urciune Înaintea lui Dumnezeu și păcatul se plătește scump. Pentru păcatul meu și pentru păcatul tău a venit într-o zi Isus Hristos, Domnul, pe pământ. Pentru păcatele noastre a venit El, cel fără păcat. A fost palmuit fără să merite palmele nimănui. A fost tras de barbă fără să merită lucrul acesta. A fost lovit cu lovituri fără număr, fără să merită lucrul acesta. I s-a pus în spate o cruce grea, fără să merită lucrul acesta. S-a dus la Golgota și a fost răstignit pe cruce, fără să merită lucrul acesta. Însă pe toate acestea le-aș fi meritat eu, și le-ai fi meritat tu. Însă a ales Hristos să plătească El pentru noi. Lăsați-mă să zic, slăvit să fie El. Amin. A ales El să plătească și a plătit un preț greu, până acolo încât stând răstignit pe cruce, a trebuit să strige Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit? Fiul lui Dumnezeu părăsit de Tatăl? El, cel ce a stat totdeauna la sânul Tatălui, El, cel ce este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, a ajuns să fie părăsit. Toate acestea, pentru păcatul meu și pentru păcatul tău, zici că nu-i mare lucru, un păcat? Zici că nu-i mare lucru? Trezește-te, te rog. Buturuga mică răstornă carul mare. Vreau să-ți spun că Dumnezeu a pregătit un car mare de binecuvântări pentru tine. Car mare de binecuvântări a pregătit Dumnezeu pentru tine și pentru fiecare dintre noi. Ai grijă, nu cumva înaintea carului tău să-l lași vreo buturugă. Ți-l răstornă și rămâi fără binecuvântări. În carul acela mare de binecuvântări, Dumnezeu a pus mântuirea și fericirea pentru veșnicie. Ai grijă să nu-ți o pierzi pentru o buturugă mică. Ai grijă. Dragii mei, nu voi încheia mesajul acesta până când nu vă voi spune fiecăruia dintre dumneavoastră că pentru problemele noastre, pentru păcatele noastre, găsim soluții numai atunci când stăm față în față cu Dumnezeu. Numai atunci. De ce vă spun asta? Uitați-vă la Iosua. Avea probleme, poporul a păcătuit. Avea probleme, poporul a fost înfrânt, i-au murit 36 de oameni în bătălie, era necăjit din calea afară. Știți ce a făcut Iosua? A făcut lucrul cel mai înțelept pe care poate să-l facă un om. A ieșit înaintea Domnului, s-a prăbușit înaintea Domnului a plâns înaintea Domnului, s-a pocăit înaintea Domnului și dintr-o dată Dumnezeu i-a vorbit și l-a luminat. Asta vrea să facă Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Nu e aici niciunul care să n-aibă o buturugă mică în viața lui. Nu e aici niciunul care să nu aibă păcat. Însă problema păcatului trebuie rezolvată urgent. Urgent. Cum? Să stai înaintea lui Dumnezeu ca Iosua și să zici, Doamne, luminează-mă să pot să înțeleg. Lasă-l pe Duhul Tău cel Sfânt să vină să-mi lumineze mintea. Poate că stai aici și ca și femeia aceea despre care v-am vorbit la început, vei zice, așa și eu ca toți oamenii. Nu e așa, ascultă-mă bine. Când te luminează Duhul Sfânt, știți ce a spus Domnul Isus despre Duhul Sfânt? El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. De-abia când Duhul Sfânt vine în viața ta și ăsta știi când vine? Atunci când te pleci înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și cu smerenie. Atunci vine Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și știți ce face Duhul Sfânt? O, cum îți arată petele de pe haina ta. O, cum îți arată păcatele din viața ta și încep să le plângi. Ascultați-mă bine, am stat de vorbă în viața mea cu tineri, tineri de 16-17 ani. I-am chemat la altar și au venit în față și am văzut cu lacrimi pe obraz plângând și când i-am întrebat de ce plângi, pentru că am păcate. Și am stat și mi-am zis, Doamne, la 16 ani, are atâtea păcate încât și le plânge. Și văd câte un om cu părul alb, care stă liniștit, cu brațele încrucișate și îți spune că el nu are păcat. Știți ce face diferența? Lumina pe care o dă Dumnezeu face diferența. Când te apropii de lumină, ascultă-mă bine. Când te apropii de lumină, o, oh, ce bine te vezi, așa cum ești. Îți vezi păcatul? Îți vezi nimicnicia? Îți vezi nelegiuirile? și te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și zici, Doamne, te rog să mă cureți Tu. În această seară, aici, în Biserica Poarta Cerului, vreau să-ți spun că există soluții pentru păcatele noastre. În mod normal, decretul lui Dumnezeu zice clar și răspicat, plata păcatului, moartea. Foarte bine, frate Luca, Plata păcatului este moartea. Așa zice Scriptura. Dar Dumnezeu a pus o virgulă după asta. Știți ce a zis Dumnezeu? Dacă totuși, dacă totuși sunt oameni care vin să se pocăiască, dacă totuși sunt oameni care vin să-și mărturisească păcatele, știți ce zice El? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu te mângâia, zicând: La mine e doar un păcățel. Știți ce spune scriptura? Vulpile mici strică viile. Da, da, vulpile mici. S-ar putea să stai și să zici, nu sunt așa de păcătos, mă duc cu gândul la starețul Zosima din frații Caramazova lui Dostoevski. Știți că la un moment dat s-a dus la el cineva ca să-i mărturisească un păcat greu. Erau câteva persoane acolo și a spus, am făcut un păcat foarte mare. A venit prietenul lui de alături și a zis, și eu am venit să mărturisesc ceva păcate, eu n-am făcut un păcat așa de mare, dar eu am păcate mai mici, mai, mai multe din astea mici. Și Zosima, cu înțelepciune, le-a zis, știți ceva? Duceți-vă la râu, amândoi. Tu care ai făcut un păcat mare, să iei bolovanul cel mai mare și să-l aduci aici. Iar tu care ai făcut păcate mai mici, ia o traistă de pietre mai mici și adulești și tu aici. S-au dus amândoi, ăsta era canonul, s-au dus și au venit unul cu bolovanul, de-abia l-a adus, l-a scăpat la picioarele lui Zosima, celălalt cu traista de pietre voios, le-a lăsat și el la picioarele lui Zosima. Și a stat omul acesta și le-a zis, na bine, acum luați-le și duceți-le înapoi și puneți-le la locul de unde le-ați luat fiecare cel cu bolovanul, repede s-a opintit și a luat bolovanul să-l ducă la loc. Ăla cu traista de pietre era deja derutat. A stat și a zis, da părinte, eu nu mai știu de unde le-am, nu mai pot să le pun chiar de unde le-am luat. Și a zis, na, tu stai pe loc, că am o lecție pentru tine. Cam așa trebuie să înțelegem fiecare dintre noi, dragii mei. Stăm câteodată și ne lăudăm. Noi nu avem păcate mari. N-am curvit, N-am făcut uh, cu tare lucruri, n-am aprins casa nimănui, n-am dat în cap la nimeni. Dar mă întorc chiar la înțelepciunea românească și zic: Buturuga mică, buturuga mică, răstornă carul mare, buturuga mică. Ai grijă! nu cumva să te crezi că ești în regulă. În această seară vreau să strig aici, în casa lui Dumnezeu, să se audă bine. Noi toți avem nevoie de pocăință. Amin. Mai zic o dată, noi toți avem nevoie de pocăință. Amin. Dragii mei, suntem datori să stăm înaintea lui Dumnezeu, singurul care are dreptul să ne ierte păcatele. De-aș putea să vă iert eu păcatele Ascultați-mă, vă spun cu toată sinceritatea În acest moment aș zice Iertate-vă sunt păcatele Dar n-am puterea asta Cartea asta ne spune că este unul singur Care iartă păcatele Este Domnul Isus Hristos Vreau să te chem să te uiți spre El În această seară Să-ți întorci privirele spre Isus Hristos Domnul Și să înțelegi că El a murit la Golgota Și pentru tine Știi ce aș vrea să faci? Să stai înaintea lui Dumnezeu și să zici Doamne mă găsesc murdar, mă găsesc păcătos. M-am întinat cu o manta de șinear, m-am întinat cu o placă de aur, cu ceva arginți. Doamne, vreau însă să leapă toate aceste lucruri de la mine. Nu mai vreau să am de-a face cu păcatul. Vreau însă, Doamne, curățirea pe care o dai Tu. Ascultă-mă bine! În această seară vreau să-ți spun că cel ce a murit pe crucea Golgotei pentru păcatele noastre este aici. E aici. E aici. Așa ne-a spus și așa credem. Este în mijlocul nostru. Și știți ceva? În această seară, El încă mai poate să zică, iertate-ți sunt păcatele în această seară mai poate să zic asta. Dar după ce vei trece din viața de pe acest pământ, cartea asta nu ne spune nicăieri că el va mai zice lucrul acesta către cineva. Aici el iartă păcate. Vrei să fii iertat de păcatele tale? De vrei să fii iertat de păcatele tale, Domnul are soluție. Soluția se numește sângele lui Iisus Hristos care ne curățește de orice păcat. Ascultă-mă bine, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu care are să judece vii și morții. Nu pleca din biserica poarta cerului în această seară așa cum ai venit. Să nu pleci așa, ci te rog, caută să plece liberat. Ar fi păcat să știi că ai stat într-un loc în care a fost prezent Iisus Hristos Domnul și nu ți-ai rezolvat problema aceasta. Strigă către Domnul și el te ascultă, azi, chiar azi. El este gata să te ierte și să te curețe de orice nelegiuire. Veniți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Veniți să stăm în momente de cercetare personală înaintea lui Dumnezeu. Să stăm în momente speciale de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Și dacă ești aici în această seară, și n-ai încheiat legământ de împăcare cu Dumnezeu. Aș vrea să știți, momentul acesta este important pentru cineva de aici din adunare. De aceea vă rog să-l tratați cu toată importanța. Ascultați-mă bine. Aici sunt oameni pentru care momentul acesta este așa de important. Dacă ești aici în adunare și încă nu te-ai împăcat cu acest Isus ți-ai dus păcatele și povara păcatelor până aici, eu îți spun, te rog, nu te duce mai departe. Păcatul te poate nenoroci pentru vecii vecilor în această seară. Descarcă-ți povara la picioarele lui Isus.